Anul 2018 a început cu intrarea în vigoare a unor modificări legislative care afectează cea mai mare parte a populației, dar și mediul de afaceri. Cele mai importante schimbări vizând trecerea contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat, creșterea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei, reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, dar și a cotei de contribuție la pilonul 2 de pensii, de la 5,1% la 3,75%. De asemenea, firmele în insolvență și cele cu întârzieri la plata TVA sunt obligate să aplice sistemul Split TVA, iar pragul pentru veniturile micro-întreprinderilor s-a dublat la 1 milion de euro. Micro-întreprinderile vor fi impozitate tot cu 1% pentru cele cu minim un salariat și cu 3% pentru cele care nu au angajați. Taxa pe valoare adăugată va fi plătită de falcat în conturi separate, însă procedura se aplică doar în cazul anumitor companii. Vor fi obligați să aplice sistemul Split TVA plătitorii de TVA aflați în insolvență sau cu obligații de plată TVA restante. Celelalte categorii de contribuabil eligibil pot aplica sau nu plata defalcată a TVA, fiind opțional. Contribuabilii care aleg să aplice mecanismul vor plăti în acest an cu 5% mai puțin la impozitul pe profit sau pe veniturile micro-întreprinderilor. Cei care sunt înregistrați în scopuri de TVA, dar nu vor aplica sistemul, vor fi obligați să efectueze plata defalcat pentru achizițiile de la firmele care aplică sistemul.